La ședința ordinară de luna aceasta, începem cu ordinea de zi sau supunem aprobării procesului verbal de la trecută? Să supunem aprobării procesului verbal, erau trei procese verbale. Da. 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 L-ați primit și eu ultimul, da. Dacă sunt obiecțiuni, supunem aprobării proceselor verbale. Cine este pentru? Toată lumea. Mulțumesc. Începem cu ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind la rectificarea bugetului local al Comunei Gura Vâie pe anul 2021. Proiectul de hotărâre cu privire la însușirea variantei finale a proiectului de schemă a Comunei Gura Vâie, județul Bacău. Proiectul de hotărâre cu privire la premierea elevilor de pe raza unității administrative teritoriale Gura Vâie cu rezultate deosebite la învățătură, olimpiade județene, naționale și internaționale. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de acordare a bursilor elevilor din învățământul preuniversitar al școlilor de pe raza UAT Gura Vâie, a cuantumului și a numărului acestora. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii prin act adițional contractului de concesiune numărul 12.072 din 9.7.2020, încheiat între UAT Comuna Gura Vâie și Electrocentrale Bolzești SRL, pentru o durată de 6 luni. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL Gura Vâie numărul 66 din 2021, privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a Comunei Gura Vâie în suprafața de 2500 de metri pătrați, număr cadastral 60257, situat în extravilanul Comunei Gura Vâie, zona rotundă a județul Bacău, în sensul îndreptării erorii materiale prin înlocuirea numărului cadastral 61844. Și avem o suplimentare privind primirea OAT Berești Mistrița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și statutului acesteia, iar următorul este diverse. Supun aprobării ordine de zi. Cine este pentru? Și cu suplimentare. Și cu suplimentare. Începem cu primul proiect de ordine de zi, proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Gura Vâie pe anul 2021. Domnule primar? Da. Suntem pe o rectificare pozitivă. Așa cum v-am spus, dacă o să mă urmăriți la ședințe, am o oarecare logică și o, zic așa, o previziune înainte de următoarea ședință. Am vândut case la Rotunda. Am încasat aproximativ 2,5 miliarde un plus de 253.014 lei. Am vândut 55 de locuințe în locația Rotunda. Nimeni nu credea că se va întâmpla asta. Iată că noi am reușit. Jumătate sau? Nu. Suntem din 250, am vândut 55, suntem pe 9-a, 8-a, o să dăm drumul la 3-a licitație, nu mai vin undeva la 20-25 de case. E un pas enorm înainte pentru Comuna Gura Vâie, din toate punctele de vedere. Din faptul că începem să recuperăm din niște prejudicii care de-a lungul anului ne-au vandalizat bugetul din cei 6 miliarde pe care i-am plătit la Rotunda, reușim totuși anul ăsta să începem să mai și recuperăm câte ceva. A fost un efort colectiv al meu și al colegilor din aparat de specialitate care m-au susținut prin desele apariții în media și am reușit să popularizez zona așa cum trebuie ca să am primul succes în vânzarea loturilor la Rotunda. S-a mai încercat vânzări, concesiuni, știți foarte bine care a fost rezultatul. Astăzi avem rezultatul concret. 2.530.000.000 și încă câțiva lei proveniți din vânzarea caselor la Rotunda, plus sumele venite din caietele de sarcini și garanții de participare. Suntem, cred că, prima comună din România care face o rectificare pozitivă. Și așa cum am discutat la ședința anterioară, nu mă dezic la ceea ce spun, cea mai mare sumă pleacă la terenul de sport de la temelie. Așa am spus că va fi nevoie de o sumă de aproape 200.000 de lei, provenită din diferența de costuri la material de construcții, pentru realizarea terenului de la temelie. Am spus asta în ședința trecută, astăzi o vedeți concretizată pe hârtie. O altă sumă pleacă la tot la a reuși să ducem la bun sfârșit proces de vânzare. În clipa în care am preluat mandatul, am constatat că acele case la Rotunda nu aveau carte funciară. Deci ele figurau, erau un proces verbal de recepție, dar nu aveau carte funciară. Am actualizat conform legii cărțile funciare cu o firmă de cadastru, au primit număr cadastral ca să poți să le vând la notar.
La notar, costurile noastre sunt zero. Deci nu plătim nimic. Cumpărătorul plătește de la taxa de publicitate la OCPI până la taxa notarială, plătește tot. În schimb, avem obligația, ca și comună, să actualizăm noi cărțile funciare. Cea mai ieftină ofertă a fost de 500 de lei pe lot. Introducerea cărților funciare în sistem pentru actualizare. Având în vedere că vorbim de 55 de case, o parte din bani se vor duce și la firma care face actualizările de cărți funciare. Faceți calculul 55 ori 500 de lei, fără TVA, liberă de TVA, aveți o parte din sumă. O altă parte a rectificării de buget pleacă, deși noi am aprobat o sumă, zic eu, bunișoară și ați fost de înțeles la bugetul local pentru reparații utilaje, vă spun faptul că pentru faptul că în ultimii 4 ani de zile utilajele au fost doar exploatate fără să fie întreținute, utilajele mele cedează. Am și acum basculanta la reparat, mi-au cedat folie de arc, mi-au cedat frânele, costurile nu sunt foarte ieftine la o autobasculantă, dar ne facem treaba cu ea. Le-ați văzut și la urmă. Adică nu le-ați văzut lucrând în altă parte decât pe drumurile comunale. Am mai suplimentat cu 20.000 de lei suma la reparație. Au mai fost introduse în buget 10.000 de lei după controlul DSP Bacău, prin care, de neînțeles pentru mine, dar trebuie să ne conformăm, analizele apei din bazin este foarte, foarte bune. Analizele apei pe distribuție este foarte proste. Mi-au invocat faptul că lămpile UV nu mai sunt de actualitate, pe care noi tratăm deja apa, alea trebuiau puse, de fapt, undeva la ghiveta omului, nu la distribuție. M-am conformat și am alocat o sumă de 10.000 de lei, necunoscând, nefiind un bun cunoscător al acestei chestii tehnice. Ulterior am reușit să discut cu două firme și aș vrea să vă propun și un amendament la acest proiect de hotărâre. Am reușit să discut cu un furnizor de la București 13.500 de lei, tot cu TVA și montaj, instalații de clorinare pe distribuție. Deci, față de proiectul de hotărâre, de la capitolul administrație vom diminua cu 3.500 de lei și vom duce la instalația de clorinare. Nu cred că e un wow. Eu, când am propus inițial suma, era după controlul DSP. Nu am știut ce presupune exact o instalație de clorinare, pentru că n-am văzut niciodată. Cert este că este un must-have, un obligatoriu pentru comuna Bravăi, pentru că analizele pe distribuție ne iese foarte prost. Chiar dacă luăm apa tratată de la raja clorinată, fiind un gaz, pe distribuție se pierde și nu ajunge în parametri optimi la chiuveta omului. Asta ne va folosi și pe viitor. Și ne ferește și că noi de amiez de la DSP. Deci, încă o dată, diferența față de proiectul de hotărâre este un amendament pe care de la administrație o să ducem 3.500 de lei, ca în total să avem pentru instalații de clorinare 13.500 de lei, asta include, încă o dată vă spun, TVA-ul, stația în sine și montajul. Da? Un om care va veni să monteze stația autorizat conform legii. Cheltuieli de capital, 20.000 de lei, modernizare infrastructurii rutiere. Eu când am prevăzut proiectul inițial, am spus, domnule, 135.000 că am aprobat noi din buget local. Ne încadrăm cu expertiză tehnică, DALI, Ridicări Top. Prețurile au făcut bucur în ultima perioadă. Am plătit ridicările topo la modernizare infrastructurii rutiere. A fost undeva la 12.000, ce spuse, top TVA. Mi-au diminuat suma și nu se scrie nimeni la licitație că suma a rămas fără TVA. Deci nu-i ofertam. Pentru că o expertiză tehnică în ziua de azi, undeva la 30.000 de lei TVA. Mai rămâne să faci DALI-ul cu diferența. Nu-i ofertam și nu se scrie nimeni. Fac pentru care propun 20.000 de lei să completăm ce am achitat pentru ridicările topo, ca să rămân DALI și expertiză tehnică în 132.000, prag de achiziții, cum se spune pe legea 98. Alte lucruri, cheltuieli materiale, obiecte de inventar, 10.000 de lei. Am prevăzut în bugetul inițial că o să luăm o betonieră, am trecut-o 25.000 de lei.
Marian știe că nu am găsit așa scumpă. A spus că am o metodieră mai bună. Am trecut la dotări. Legea, dacă trec la dotări, o cumpăr la dotări. Am diminuat prețul, 23.000 de lei, ca să fie o achiziție, nu o investiție. Nu avem motopompă la primărie. Ne-am cărpit la ultimele ploi de unde am putut la fiecare pe acasă care mi-a sprijinit. Deci primăria Buravoi am descoperit, ca să spun așa, din două motopompe că știam eu că are, nu mai are niciuna. S-au evaporat toate cu schimbarea mandatului. Compresorul de aer e terminat. Eu la utilaj am nevoie de compresor de aer. Fie că după ce mi-a costel, de exemplu, macină cu cupa concasoare, o zi întreagă, balastul, am nevoie ca să suflu radiatoarele, ca altfel mi se încinde. Da. Am nevoie de un compresor bun. Plus diverse chestii, achiziții care mi fac nouă viața ușoară. Nu am pentru băieți, nu știu, o filetantă mai bună. Nu am o bormașină care să-și facă treaba. N-am cu ce face treaba. N-am cu ce face treaba cu ceva ca lumea. Toate sunt praf, sunt vechi, sunt... știți cum sunt. Nu mai e timpul ăla pentru cearea pe cel timpul notarii de 100 gram de ulei gras. Da, faci treaba, nu? Când apare o situație de-asta, o afară, o tranșare de-asta, nu am timp să sunte, ne-am el, dăm și mie, te rog frumos, o filetană, dăm și mie o... A patru mea acasă. Da, știți, da. Trebuie să aibă primăria în dotare. Deci astea sunt dotările pe care am nevoie în perioada următoare. O motopompă, poate chiar două. O, cum v-am zis, o stație de coordinare care e obligatoriu. O filetantă bună. Am nevoie de un compresor de capacitate mai mare care îți face treaba. Poate cu el vopsim, poate cu el suflăm utilajele. Ce am acum e aproape nefuncțional. Faptul că banii nu pleacă din alte conturi. Deci bugetul inițial rămâne exact așa cum l-am aprobat. Acum este o rectificare pozitivă. Nu iau de colo să duc colo, ci pur și simplu suplimentez la diverse capitole bugetare. Consider că modul în care v-am propus proiectul de hotărâre cu amendamentul respectiv de a mai adăuga încă 3.500 de lei la clorinare, satisfac nevoile comunei Buravoi pentru desfășurarea activității de zi cu zi. Cam atât. Alte scrieri la cuvânt? Este la domnul primar tot ce trebuie să știm. Atunci supun la cuvânt. Cine este pentru? Cine este pentru? Domnul tot primar, schema. Trecem la următorul proiect de ordine de zi, proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre cu privire la însușirea variantei finale a proiectului de stem a Comunei Buravoi, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Așa cum v-am mai spus înainte, suntem printre puținele comune din Buravoi, din județul Bacău, care nu are o stemă, o entitate, ceva care să le reprezinte aparte. Am lăsat un loc liber în bolul pe care intra în sala de ședințe. Loc unde va fi desenată stema Comunei Buravoi. În variantele pe care eu le-am propus, nu le-am propus eu, de fapt. Am contractat o firmă, am făcut un contract. Firma se cheamă Secero Stema SRL. Valoarea contractului este 3.500 de lei, tot cu TVA. V-am obișnuit să vă spun și prețurile la care licitez anumite contracte. 3.500 de lei, tot cu TVA, înseamnă întocmirea variantei de stemă, întocmirea documentației necesare, ei umblă pe la comisia, este o comisie de foarte pompoasă ca denumire, pe la Bacău, pe la Guvern, ca să ne obțină variante de stemă. Am propus 3 variante de stemă pe baza unui chestionar herabil. Acum o să vă le explic puțin, pentru că multă lume n-a înțeles. Chestionarul heraldic, în primul rând, întreabă de istorie. De la origini până la astăzi, cam despre ce e Comuna Buravoi. Și aveți varianta 1. Nu aveți coroană toată, dar simbolurile sunt la fel. Coroana deasupra reprezintă faptul că suntem comuna, suntem localitate atestată la rang de comună. Deci asta reprezintă coroana deasupra. Crucea reprezintă faptul că pe raza oatei Buravoi, de-a lungul vremii, în special în preajma anilor 1750, patronatul local duce spre Sfântul Ștefan. E vorba de Ștefan Rușeț,
cel care a ctitorit biserica din Pătrășcani. Și apare în analele comunii Gura Văii ca fiind un boier, un mare deținător de terenul latifundiar. Următorii sunt boierul Periețean, Henry Bogdan, toată lumea îl cunoaște, dar comuna Gura Văii este predominant legată de Sfântul Ștefan. În opinia mea, consider că patronul spiritual al comunei Gura Văii în genere ar trebui să fie Sfântul Ștefan. Sabia aduce aminte de trecutul istoric al comunei Gura Văii, o comună atestată documentat de pe timpul lui Ștefan cel Mare, care aduce aminte de războaiele din vremea Marii Domnitor, dar și de faptul că în cărțile de istorie apare sublocotenentul erou Gheorghe Turtulică, care s-a jertfit pe câmpurile de luptă de la Ilieni din al doilea război mondial, într-un războaiele patriei. Deci avem oarecum la bază un neam de războinici. Brâul, de la jumătatea stenei, din varianta 1, reprezintă râul Trotuș, cel care ne-a dat și problemele, dar cel la baza căruia, pe malul stâng, a stat dezvoltarea, așezarea numită Comuna Gura Văii. La munte sau la val, stânga sau stânga și a munte și a val. Ce sunt aici pe mai? Cei șase bănuți de aur. Mulți m-au întrebat dacă sunt cocoșei de aur, dacă sunt. Nu. Deci șase bănuți de aur. Reprezintă cele șase sate componente ale comunei. Satul Pătrășcan nu mai există ca și localitate. El a fost înglobat în satul Gura Văii, sunt câțiva în bun, cred că sunt 15 ani. Dar totodată aduce aminte faptul că în punctul numit Siliște, în anul 1962, au fost găsite vestigii romane, reprezint bezanți de argint, din timpul împăratului roman Vespasus. Deci vorbim de faptul că pe raza comunei Gura Văii găsim și vestigii mai vechi, adică din trecut. Asta e varianta 1. Varianta 2 nu e foarte mult diferită de varianta 1. Aduce aminte, în schimb, la bază, de denumirea localității Pălpinar, care, în trecut, avea la baza, la intrarea în localitate, trei pagini. Era străjuit, așa spune istoria, de trei pagini. Și cei de la Romstem au considerat pe bun augur să aduc aminte de faptul că în trecut Comuna Gura Văii a avut și paltin și a avut o suprafață forestieră destul de vastă. Dar și astăzi avem, dar nu față de trecut. Varianta a treia de schemă. Uite, paranteza ce am întrebat. N-are rost să ieși copaci, așa m-am încălzit, știi și eu, pe distrusul. N-are rost să pui copaci pe aici, când e de plumb. Varianta a treia e puțin mai neactuală, ca să zic așa. Deci varianta a treia pentru mine, dacă vă uitați în stânga, e brațul războinic, crucea care rămâne în permanență pe toate cele trei steme și brațul harnic al cultivării ogoarelor, al muncii agricole, care aduce aminte de ocupația Gura Văilor în general. Sincer, vă spun, că am inițiat un sondaj de opinie, toți suntem aici, primar, consilier local, mai puțin aparat de specialitate, care ei sunt numiți în baza unui concurs, noi trăim prin împuternicirea oamenilor. Și am inițiat un sondaj de opinie pe site-ul www.oat.comuna.gura.voi, pentru că am vrut să întreb cetățenii, în primul rând, ce părere are. Varianta numărul 3 a ieșit câștigătoare. Doar pentru faptul că mulți nu au înțeles să voteze. Au scris foarte mulți în comentarii varianta numărul 2 sau 1. Deci nu s-au dus să voteze cu click. Da. Mi-au răspuns în comentarii. De asta vă spun că, în opinia mea, între varianta 2 și varianta 3, nu există o diferență foarte, foarte mare. Ea este doar transpusă în procente, prin prisma faptului că mulți nu au înțeles să voteze exact pe varianta extremă respectivă și mi-au răspuns în comentarii. Opinia mea, ca primar al Comunei Gura Văii și conducător al Unității Administrative Teritoriale, este că, deși mulți mi-au spus că varianta 3 ne reprezintă, eu vă spun cu amărăciune că nu ne mai reprezintă.
varianta 3 nu e nici de departe ceea ce comuna Burafăi mai este astăzi. Ce nu mai cultivă greu? Nu mai cultivă nimeni. Nu mai cultivă nimeni pământul, pământul sunt bârloage, nu mai iese nimeni să dea cu coasă în fața porții, nu mai vorbim de spirit de războinic. Toți așteaptă primăria să vină să le facă. Brațul acela cu sabie, o utopie. Deci o utopie. Avem interlocuri aici acasă. Nu, e vorba de interlocuri. Nu mai ies ei cu coasa, dar nu-i cu sabia, ca să vă exprim. Mai fi vorba de dacă tot prima lui trebuie să-i despuneți, el mai are orice acolo. O fac să-l îngheri, n-ar vrea să văd galben cu albastră ca nu are legătură partidul politic cu culoarea asta. În opinia mea, deși oamenii mi-au dat șansa să voteze și au votat aproape varianta 2 cu varianta 3, sunteți forul legislativ și forul decizional al Comunei Burafăi. Ați avut timp, că nu e inițiat de acum, are un desigur când e inițiat de votare, să vă decideți asupra variantei finale de stilul pe care o voi înainta guvernul pentru aprobare. Decizia rămâne la dumneavoastră, o să procedăm așa, domnul președinte, o să supuneți varianta 1 la vot, varianta 2 și varianta 3. Din variantele alese, primele două se resupun la vot pentru a ști cu care varianta de stimă merge cea finală mai departe. Dar nu președinte. A te scrie la cuvânt? Nu. Atunci supun la vot varianta numărul 1 a stemei. Cine este pentru varianta numărul 1? Cine e pentru varianta numărul 1? Nimeni. Nu o să fie pe varianta numărul 2. Varianta numărul 2? Unanimitate pe aia. Domnul Maria, la 3 nu mai are la problemă. Noi, eu vreau să votez cu două mâini, dar să nu pui ăla la pun roșu. Domnul Marc, vreau o asul din dreptul, da? Asta se vreau, face de loc, dar nu mă gândi mai mult niciodată ce la 3. Varianta numărul 3, îți spune la voi. Varianta numărul 3, cine este pentru? Proiectul numărul 3 de ordine de zi, proiectul de hotărâre cu privire la primirea elevilor de pe raza unității administrative teritoriale Cura 2, cu rezultate deosebite la învățătură, olimpiade, județene, naționale și internaționale. Domnule primar, am discutat la creionarea bugetului cu privire la o premiere a elevilor, în schimb m-am documentat țin și în legislație, nu putem să primim de toți. Pentru că o să vină puterea de conturi și o să spună că, da, ok, m-a mai rămas 10 pe care mi-a premiat și de aia care a rămas repetent să rămas. Și a trebuit să cu durere în suflet, vă spun că nu dau bani de la mine și îmi place să ajut, mai ales pentru educație. A trebuit să ne axăm pe, așa cum spune legea numărul 1 și toate ordinele de ministru, pe rezultatele deosebite ale la învățătură pentru copiii cu olimpiade județene naționale, dar și pentru cei care au absolvit anul acesta evaluarea națională și bacalaureatul. M-am orientat la cele două categorii, pentru că pe restul nu aveam cum să-i, nu aveam cum să-i premiez, din păcate. Legea e destul de interpretabilă în sensul ăsta și când vine puterea de conturi, interpretarea va fi total în defavoarea noastră și nu aș vrea să ne trezim cu procese împotriva părinților care au casat bani, să chemăm pe instanță că nu ne șade bine nici ca școlsiul local, nici ca primărie. Fapt pentru care am făcut un regulament, zic eu, extrem de clar, extrem de fără echivoc, ca să zic așa. Și o să vă spun și fundamentele, vorbind de cele la olimpiade nu poate fi, nu poate fi vorba ca, nu trebuie, nu s-au desfășurat olimpiade, nu a participat nimeni. Medii peste 7 la examenul de evaluare națională. Știți câți copii sunt de raza oate grave? 400. Undeva la 400 și ceva de ele. Știți câți copii au obținut medii peste 7 la evaluarea națională în 2021? 10. 6. 6, doamne. 6? Da, acum sunt confundă, domnul primar, 400 de elevi însemnând total preșcolar, da, da, mar, gimnazial. Dar la evaluare, da, da, la evaluare națională a fost... Mai ai clasa 8, dar câți? Da, clasa 8 au fost 35 de elevi.
din 35 de euro, 6, de pe raza întregii comuni, au obținut note peste 7, la exact. Și o să le dau numele. Bărcăceanu Elena Daniela, 8,15. Călin Georgiana, 7,70. Nedeia Iulia Maria, 7,07. Palade Delia Paula, 7,45. Rusul Denisa Ioana, 7,57. Și Stan Alexandru Marian, 7,80. La urmă că e Stan, nu? Surpriza frumoasă a venit la capacitate. Am jos dosarele celor care s-au înscris de astăzi. Și la baccalaureat, scuzați-mă. Avem colegi, avem copii de cantinie cu note peste 9,60. Deci avem copii de cantemir cu medii peste 9,60 la baccalaureat. Nu am, abia astăzi mi-au depus cerele. Sunt și cu note peste 7, am văzut Palade, am văzut în documente, am văzut Chelmuș Diana, am văzut în documente. Cele mai mici cu Ienache Diana. Ienache Diana am văzut, am văzut. Norimici am văzut. 95 am văzut la Dumbrava. Copii foarte buni, de la licee foarte buni, care s-au străduit și pentru asta, noi ca și unitatea administrativă teritorială, trebuie să apreciem și zic eu să-i stimulăm în continuare pentru rezultatele obținute. Așa că am propus în regulamentul respectiv un quantum care pleacă de la 300 de lei, dacă v-ați uitat, și ajunge până la 1000 de lei. În funcție de media obținută, de la 7 pleacă 300 de lei, peste 9, încolo 700, după 9,50 vorbim de 1000 de lei. Sumele sunt impozabile, că așa spune codul fiscal. Nu am făcut eu codul fiscal, eu tâmpene, din punct de vedere, să spui omului că dai 10.000 și să-i reții 16% impozit pe venit. Asta e, ne conformăm. O să facem plata pe stat de plată, ne încadrăm în buget, am aprobat 10.000 de lei la începutul anului și ne încadrăm cu prisoțințe de șerământ, din păcate. Și cred că așa trebuie să comporte o administrație cu copiii care au rezultate la rezultate foarte bune. Păi dacă nu mai mult, nu mai propun să premiem și cei care terminau facultate. Care terminau facultate. E o propunere extraordinară. Să gândim un regulament și pentru ei. Sau sunt, dar sunt. De acord cu dumneavoastră, o să gândim la următoarea știință, o modificare și completare a acestui regulament, prin care să inserăm o sumă de bani și pentru cei care au terminat facultatea. Sunt alte înscrieri la cuvânt? Supunem la vot. Proiectul număr 3. Cine este pentru? La cum se să fără ședința, nu are să mai intervenim. Este exemplu primarul votat. Regulament de acordare a bursurilor școlare pentru învățământul preuniversitar de stat din Comuna Burabă, județul Bacău. Mă rea prima? Da. Asta este proiectul pentru care ce spuneți că am întârziat materiale și ședințe și le-am dat un pic mai târziu cu cele 5 zile pe vârstă de lege. A fost o întreagă corespondență cu școala gimnazială Burabă, oamenii care știe foarte bine. Degeaba îmi dai cifre, numere de dosare, dacă nu dai și un fundament economic. Cât propui, cât ne costă, cât mai punem noi. Pentru că ați văzut cu bursele școlare, la nivel de România, e o întreagă tematură. Că nu dați bani la copii, că dați bani, că nu ne încadrăm, că n-avem. Noi ne încadrăm. Suntem printre puține comuni care ne încadrăm. Am făcut toate demersurile posibile ca acei copii să beneficieze de bursele prevăzute de lege. În schimb, am primit foarte târziu costurile. Dom'le, ne costă atâta copii, avem 11 dosare de merit, 3-6 dosare sociale, care înseamnă atâta, ori atâta, impactul bugetar într-un an de zile atât. A trebuit să pot întreagă corespondență scrisă cu școala gimnazială de la noi ca să obțin adresa pe care aveți într-un final în spatele materialului de ședință. La nivelul școlii gimnaziale, în genere, avem așa 3 elevi cu media 10, 3 elevi cu media 9,93,
un elev cu media 98, un elev cu media 97, un elev cu media 93, un elev cu media 97 și un elev cu media 977. Vorbim de bursă de merit aici. Sunt note peste 250, care conform ordinul ministrului privind criteriile de acordare a burselor, se încadrează cu prisosință și le merită cu desăvârșire. Propunerea școlii gimnaziale Gorabăi a fost un quantum de 250 de lei pe lună. Acest quantum se acordă doar pe perioada desfășurării cursurilor de învățământ. Total burse de merit, 11 elevi, costul este 11.000 de lei. Urmează bursele sociale. Aici se încadrează 36 de elevi. În regulamentul pe care l-am înaintat, aveți exact categoriile de elevi care se încadrează la meritul burselor sociale. Este și o hotărâre de guvern care stabilește că acel quantum al bursei sociale nu poate fi sub 100 de lei pe lună. Deci cel mai mic quantum alocat este 100 de lei pe lună. Noi ne-am încadrat în acele 100 de lei pe lună. Aceste burse sociale se acordă pe perioada întregului an. Asta e diferența între bursele de merit și bursele sociale. Avem 36 de elevi la un cost de 500 de lei pe elev individual, 18.000 de lei. Până la acest moment, cheltuiala e de 29.000 de lei. Anul ăsta avem un buget 78.000 de lei aprobați cu destinația exactă. Sunt răbune. Ne încadrăm și pentru anul viitor. Dacă nu ne încadrăm, ele fluctuează. Bursele de merit, în ce-ți zic, bursele de merit se dă pe perioada primului semestru. Primul semestru, da. În al doilea semestru se poate să schimba. Da. Probabil că în septembrie o să, deja o să depună mai mulți sau o să beneficieze mai mulți bursii. Dacă uitați în regulament, regulamentul scrie foarte clar până când se aloc. Și normal că în semestru 2, fiind o bursă de merit, omul poate în semestru 1 a fost un premiat cu 10 și în semestru 2 plătează și nu va mai lua. Deci nu e ceva stabil, se motivează, exact. Dar eu spun așa, și discuția ne pune consemnată în procesul global de ședință. Noi, ca entitate, ca oameni, indiferent de costul la care se va ajunge, în dorința mea ca primar, e ca tot să fie acolo, la media aia 10. Da? Și o să găsim de unde n-avem, o să găsim bani să suplinim pentru bursă. Dar eu vă spun că așa cum e creionat bugetul, cu 29.000 de lei pentru prima parte, prin prima jumătate a anului, să achităm cei din urmă, eu spun că ne cadrăm bine, până la 78.000 de lei pe avea aprobație. Dacă va fi nevoie, o să suplimentăm sumă. Ați descris la cuvânt? La bursele sociale, numai copiii care se încălziți, dar învață bine. Nu, nu. E vorba strict de venitul familiei. Condiția ei să frecventeze cursul de școală. Declarată și la... Trebuie și o declarație la votare. Da. Să declare. Nu mai avem... La nivelul școlii sau... O să vă spun un lucru, domnul tătar. Am zis care au venit în țară și au un străinătar. Dar la notar că duce spune acum. Declar conform legii și articolului care... La primăria Gorabăi, s-au început să miște lucrurile și din punct de vedere electronic. A apărut ghișeul.ro, o puteți plăti online. Asta nu înseamnă că nu pot să verific online pe cineva. Am intrat în Parlament, avem acces la baza de date ANAF, vedem conturi. E suficient să vin la primărie să-mi formulez o cerere și îi văd cam toate conturile pe care le urmează. Nu știu cei care... Dar cei care se știu cu... Asta, tot ce nu știu. Alte înscriere la cuvânt? Alte. Supun la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii prin act adițional contractul de concesiune numărul 12.072 din 9.07.2020, încheiat între OAT Gorabăi și Electrocentrale Borsești, pentru o durată de 6 luni. Domnule primar? Așa cum v-am mai spus la ședințele anterioare, e vorba de acel turn test de vânt din locația Rotunda. Cei care au concesionat inițial terenul au făcut o solicitare de prelungire a contractului pentru încăperea de 6 luni. Nu pot decât să-l întâmplă că mai încasez niște bani la bugetul ăla. Nu este nimic ilegal. Atât contractul de concesiune
cât și legea codocivil ne permite prelungirea penală națională, scopul este să nu depășim ca și durată jumătate din durata inițială. Primul contract a fost până de zile, ăsta este pe 6 luni, suntem în deplin, temei legal, pentru a mai încasa niște bonus la bugetul local. O demarat și la lucrare cu anumit. O să, la următor, când vă povestesc. Alte expiri la cuvânt? Dați-mi mai bine. Să pun la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 6, proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL Pura Băi, numărul 66/2021, privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Gura Băi, în suprafață de 2500 de metri pătrați, număr cadastral 60257, situat în extravilan în comunei Gura Băi, zona rotundă, județul Bacău, în sensul îndreptării erorii materiale prin înlocuirea numărului cadastral cu 61844. Când am introdus cele trei proiecte de hotărâre la ședința trecută cu privire la concesionarea acelor trei loturi, am introdus voit acel număr cadastral gratuit. Era o procedură de dezlipire la notarul public. N-am vrut să nu mai pierd timp pentru a demara procedurile de concesiune. Știam că la domnul notar v-am pus în spate și actul de dezlipire, v-am dezvăluit și datele mele personale, dacă vreți față să cresc el. Nu am nimic de ascuns. Și am dat omul special ca să nu mă duc două hotărâri odată, una după, dacă dăm drumul la trei loturi odată, dăm drumul la trei loturi. Între timp a ieșit și actul de dezlipire, mi s-a alocat numărul cadastral pentru acea parcelă pe care am concesionat inițial, numărul cadastral 6144, acel 60257 s-a rupt în două trupuri, 6144 și celălalt scrie în altul de zlipire care am pus la dosar. El, atunci, la momentul care l-am concesionat, era ca un întreg, era multe sute de hectare, 170 de hectare, știi domnul Manțel. Am dat drumul ca să nu mai pierd timp la partea de publicare. În perioada următoare se vor derula licitațiile cu cei care au cerut firma respectivă, se vor încheia contractele, vor demara lucrările. Ulterior vor veni și cu cereri pentru instaurarea unui drept de uz servitute pentru fiecare drum public care vor folosi și de acolo ne vor mai genera niște bonus la buget local. Când am spus că această comună nu se va mai vinde pe degeaba, o să vă spun din start că sunt dispus, mai ales de la privați, să încasez orice leu care nouă ne poate folosi. Deci, astăzi se îndreptăm aceea eroare materială, nu mai vorbim de numărul cadastral 60257, vorbim de numărul cadastral în suprafață 2500 metri pătrați, 61844. Înscrie la cuvânt? Supun la vot, proiectul numărul 5, cine este pentru? 6 proiecte. Următorul e 6 comentarii. Suplimentarea privind primirea hotărârii Bistrița în calitate de membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Domnule primar? Suntem membru ADIP, am primit proiect de hotărâre astăzi. Nici nu ne afectează, nici nu ne dă câștig de cauză, nu ne îmbogățim de tot acestui proiect. Mi-aduc aminte că în trecut, când era vorba să intre unul altul, postul primar, nu primim, îl dăm afară, scoatem pomănești. Noi nici nu câștigăm, nici nu ne îmbogățim, nici nu ne doare mâna să primim pe oate în Berești Bistrița în calitate membru. Berești Bistrița e acolo, noi suntem aici. Consider faptul că orice hotărâri neadoptată în sensul ăsta dă o palmă la nivelul comunii Gura Băi. Dom'le, ce interes ai tu, Gura Băi, să nu votezi intrarea OATB Berești Bistrița în cadrul ADIP Bacău? Sau care ar fi repercursiunea asupra OATB Gura Băi sau care ar fi beneficii? Nici nu câștigăm, nici nu pierdem, pur și simplu arătăm că suntem parteneri onești față de OATB Berești Bistrița în primul rând și în cadrul ADIP Bacău ne exercităm drepturile puține pe care le avem. Mă scrie la cuvânt? Supun la vot, suplimentarea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse. Dați-mi la primar. O să încep cu o notificare. Notificare registrată la OAT Comuna Gura Băi sub numărul 21.393. Din 13.07.2021, prin care mai multe asociații, Asociația Avatar, Asociația Sfânta Familie din Nazaret,
derulat de către grupul de inițiativă Empowering Youth Academy cu Iceland, Liechtenstein, Norway, o asociere de trei țări, care doresc și notifică primăria și Consiliul Local Comunei Muravului faptul că e să organizeze niște activități pe raza Comunei Muravului, mai exact, la Numbrava. Din ce am înțeles, întrebând din urmă așa, s-au mai derulat ceva de activități numite EduFest, prin care rolul festivalului este de a crește gradul de conștientizare față de importanța educației în viața omului pentru copiii și din comună. Perioada de implementare, perioada de implementare este, începe cu 2 august, iar intervalul orar de luni până vineri între 9:30 și 13:00, timp de 2 săptămâni. Copiii vor participa la activități dedicate implementate cu o echipă de formatori susținuți de către tineri voluntari. Vor fi ateliere, vor fi dansuri și jocuri care au rolul de a oferi o experiență pe măsura unui festival. Ce ne costă pânăi, așa, ca să zic așa, deși e mult spus costă, perioada de 2-14 august 2021, primăria Muravei trebuie să pună la dispoziție așa, oferea unei locații în aer liber pentru implementarea festivalului, dar, de vreme, mi-au cerut Dumbrava, va fi școala Dumbrava, pentru că la altă lume avem unii, ei inițiază presiunea respectivă, iar ei provoc și au făcut un studiu de impact mai mult, da? Mai fost în 2006, da? În 2007. Dacă ei cer școala Dumbrava, ar fi anapul, dar să-i dai o școală Muravei. Ei s-au orientat, ei desfășoară, ei pun resursele, ei știu ce au nevoie. Dacă ei mergem la școala Dumbrava, v-aș solicita să fim de acord cu școala Dumbrava și oferirea transportului echipei de proiect de la Onești, la locația unde vor fi implementate activități în perioada proiectului. O capă de țară, două săptămâni, să pun un plin din motorină și să-i aduc orice microbuz, nu știu cât sunt, cu microbuzul școlar, cu Duster, cu Logan, cu Mercedes-ul. Avem. Avem și motorină nu se cheltuie, vreau vă spun. Deci avem. Avem 120 de ateliere non-formale pentru prevenirea abandonului școlar, de relevare importanței educației, copii cu, și tineri cu vârste între 4 și 15 ani din întreaga comună. Deci nu se face discriminare. Doar că ei își doresc foarte mult un brac. Probabil au, are 2 etaje școală, se pot împărți altfel. Mi se pare ok să las pe ei de ce. Deci pe noi ne costă așa. O transport, jocă și locație cu curentul care va fi achitat de către școala din Anțelă. De cât să-i văd cu ochii în telefoane, de cât să-i văd în alte locuri, mi se pare super ideea. Nu cred că ne putem opune la așa ceva, fac bani pentru care la rubrica diversi eu vă cer acordul, ca și Consiliul Local, trebuie să vășurăm această activitate în comună aproape. Supunem la vot. Da, am nevoie, nu prea, accept, nu hotărâre, nu am ce hotărâre. Să vedem la vot. Da, supunem la vot. Cine este? Mai departe, doamne vice. Stați cu mine, dar să vedem. Nu ești 5%, dar nici 2% nu ești plicat. A doua problemă la diverse este mult mai gravă. V-am pus pe masă ceva. Deci v-am pus pe masă raportul de expertiză a probelor de presiune pentru obiectivul de investiție alimentare cu apă, sate de Emilia, Tălgrana, Mătăceni, Dumbrava și Capra. Doare că le-a pus pe masă. Doare. Vă aduceți aminte că cine e fapt, fără să dau numele. 2 ședinții consecutive s-au opus acestor probe de presiune, odată prin votarea de buget, odată prin actualizarea de viziune generală la această investiție. Dacă faceți un calcul scurt pe cele de satele componente, are ieșit un raport de 60% conformitate, 40% de conformitate la probe de presiune. Aveți pe pătinat. Aveți fiecare tronson în anexă, îl aveți reliefat. Lungimea verificată, diametrul nominal al țevii de pe HV, presiunea nominală, presiunea de probă la care s-a făcut, timpul de realizare a probei de rezistență la presiune. Vă spun oamenii, ce a fost conform, ce n-a fost conform, unde intru. I-ați văzut în sală.
Am muncit. Și am muncit o muncă pe care eu n-aș face nici, niciodată. Pe condutul depresiei mă dă liniștie, din pătrinata cel puțin. Au ieșit șobolani morți, cuiburi, pietre, nu pot să vă mai spun. Orice. Mirosea îngrozitor când ieșeau probleme. Deci când ieșa aer în instalații, deci unde a ținut, a ținut. Unde n-a ținut, n-a ținut. În satul Temelia s-au descoperit branșamente individuale fără conectare la rețeaua de distribuție. Alea trebuie dat afară. Deci trebuie dat afară. Nu am ce faci cu el. Branșament fără distribuție? Branșament individual, fără conectare la aducere, la distribuție, pardon. Niște capte de țiri, care probabil au fost decontate. Domnul viceprimar știe foarte bine, din 13 cămini de vizitare aprobate, decontate, au fost descoperite pe raza comunii 6. Dar nu toate 6 au în ele vane de închidere. Ele sunt monolit. Un bloc de beton în care, din teori, nu e nicio vană. De exemplu, conducta de la Pătrinat. La școală. La școală. Nici nu. Cele mai bune probe au ieșit pe Capăta și pe Dumbrava. Deși și în Dumbrava nu au reușit să identifice 1,1 km de conductă decontată și nerealizată. Aveți expertiza, v-am pus la dispoziție, v-am spus, sunt cât se poate transparent și nu am nimic de ascuns față de Consiliul Local cu care eu consider că colaborez. Nu conduc, nu mă conduc și colaborez. Ce înseamnă pentru lupta, să vă spun ce înseamnă pentru o atribuire. De la Ministerul Dezvoltării, noi primim un leuț în plus. Un leu în plus. O să duc eu expertize peste expertize semnate de către Charles de Gaulle. Nu mai aprob un leu în plus. Contravaloarea acestor conducte care vor fi scoase din nou constructor, vor fi suportate din bugetul local al anului viitor. Următoarea mențiune, dacă țineți minte expresie. Mă voi îndrepta cu plângere penală împotriva fostului primar, împotriva dirigenților de șantier care efectuă lucrarea și împotriva constructorilor. Totodată voi majora petitul, adică voi cere sume suplimentare în baza raportului de expertiză încheiat de către experți de act ferenț, autorizat mentera, și voi cere firmei constructoare daune. Dar oamenii nu așteaptă finalizarea procesului. Oamenii nu așteaptă să mă judecă în instanță. Asta nu-i treaba lor, asta e treaba noastră. Oamenii trebuie să aibă apă. Fapt pentru care vă spun de la bun început că în bugetul anului viitor, prima dată, indiferent de necesități, de dorințe, de figuri, de impresii, vom aproba contravaloarea acestei sume, vreo 7 miliarde, ce am înțeles că 100 de metru, dacă nu mai crește, ca să asigurăm apă potabilă până la finalul perioadei de finanțare de către Minerapa, adică decembrie 2020. În perioada următoare, apar de specialitate, își va da tot concursul, cei din specialitate nu și-a intrat în concediu, luăm expertul cu optat, dându-l la licitația pentru apă. În săptămâna asta, miercuri, vine raport de expertiză finală. Proiectarea este aproape gata, dăm drumul la licitație. Vom avea constructor undeva la 60 de zile, e o procedură simplificată. Dar vă rog să rețineți și observați că sunt consecvente ceea ce spun. În bugetul anului viitor, prima dată, cum am aprobat la Rotunda să avem bani anul ăsta, prima dată, anul viitor, aprobăm contravaloarea acestei țări. Nu avem de lucru. Deci merg de rapul numai de contract. Procesul va merge separat, în paralel, cu jurnalistul primării. Și așa cum avem anul ăsta lucrat 5.700.000 de pentru drumul la Rotunda, asta e, pentru diferența de... Din păcate, blestemul o spune gura pe incontinu. Corect. Cam asta e concluzia. O spun cu regret, pentru că sunt bani pe care nu trebuia să iei. Am aflat că s-a acceptat licitația nu cu garanții de bun execut, ci cu asigurare, valabil un an de zile, care a expirat. Nu mai am ce lua de la constructor. Să iau, nu știu, o fie, o fie de muzdați că o ar să iau. El este în insolvență. Deci nu vă faceți speranță. Vă spun de acum și o spun public. Nu vă faceți speranțe că noi, poate gura văi, va mai recupera poate acest prejudiciu. În schimb, m-am început de la bun început, că am luat mandatul, tot ce am găsit gaură, mă voi îndrepta către instanța de și competență.
cu, fără antipatie, fără simpatie. Asta spune legea, asta facem, avem un raport de expertiză avizat, este semnat, va fi însușit și către de expertul pe care noi l-am contactat, domnul Deac Ferenț, la auditorie SPS, un tip extraordinar. Comuna Vorapăi, încă o dată, își va continua, nu știu, nenorocul, cum să vă spun, ghinionul de a nu fi avut, nu știu, un conducător cu o minimă responsabilitate. Domnul e divină. M-am votat în 2002 și jos că pun din plașul. Eu adică am dat din drag. Este dificil de șoară. Domnul e divină. Asta este punctul 2 la diverse. Punctul 3. Luni la ora 10, am anunțat consilierii de interesați. Am avut o întrunire referitor la terminul cultural de îmbrată. Eu am promis ceva domnilor și căpetenilor și să știți că nu se fac rabate la chestia asta. Nu e o lucrare pe care să mi-o asum eu, dar asta nu înseamnă că trebuie să o las în paragem. Am vorbit cu toți cei implicați de-a lungul vremii în acel, nu știu, fiasco. Când sunt la număr de întrebare? Imediat, îi spun. Fiasco numit Cămin Cultural de Îmbrată. S-au decontat sumii enorme până acum, un haos pe la cap la coadă, cu cel puțin 4 firme constructoare în diverse forme, cesiuni de creanță, cesiuni de lucrări, contract de prestări servicii, subcontractări și mai știu ce Dumnezeu o găsit ei sunt puțin, plăți făcute fără vize de legalitate, plăți făcute fără vize CFP, pe care eu am pierdut procesul cu firma respectivă, i-am deputat domnului Mihalcea și nu sunt nimici, vorbind la 6 de milioane sus. M-am trezit cu 4 constructori, 15 dirigenți de șantier, ultimul decedat, ultimul nu știa ce-i cu ălalalt. Concluzia, și o să vedeți, nimeni n-a lucrat, toți mai au bani încasate. Asta e România, asta e România. Marți, o să intru în locația respectivă, cu toți de față, să încercăm să aducem cartea tehnică la zi. Cartea tehnică completată undeva între 45-50%. Eu vreau să fac expertiză acolo. În clipa care dau drumul la expertiză, mie expertul încerc cartea tehnică. A construcției să vadă ce s-a făcut, cum s-au decis, cât s-au băgat, calitate, conformitate, iată că și-am mână. Când sun constructorul pe electricitate, spune, sună pe inginerul Coteț, că l-am dictat prin telefon, ce siguranță se pune. Un domnule, mi-a lucrat cu un proiect. Nu ai proiect? Nu. Când sunt pe sanitare, stai că s-a schimbat soluția, nu mai sunt centrale termice, sunt vector termici. Bun, arată, vârtii, calitate, n-apă. Și acolo deja am deschis un proces împotriva contractantului principal, DMC, AGS, să-mi pun la dispoziție cartea tehnică în regim cât mai scurt, pentru că până la finalul anului, așa cum v-am promis și mi-am asumat față de consilieri din Dumbrava și oameni din Dumbrava și Capăta, vreau să avem definitivată expertiza și restul de executat. S-a făcut atât, mai avem de băgat anul viitor pe 1 an, 3, 4, 5, 7, ca să terminăm. Cum am discutat inițial, va fi un drum anumit, l-am simțit din prima, dar nu e imposibil până la urmă urmei, o să vedem formula legală, îmi pare că n-ați participat la ședință. Au fost și discuții despre concedii plătite prin concedii. Dar nu sunt, dar cine domnul Caramulea, nu a fost. Am plătit concedii la mare de prin are importanță. Am auzit. Astea sunt lucruri care n-apar gratii. Dar va fi un drum, va fi un drum anevoios cu Căminul Cultural în Brava, dar ne propunem totuși să-l mișcăm cât de cât. Să avem până la final oameni să știm în ce apă ne scăldăm. Și am făcut atât, mai avem de făcut atât. Cam asta e discuția pe Căminul Cultural. Schimb, a spus eu, nu știu, poate, salve, poate. Nu avem surpriză până la acum. Din făcut, este făcut, de instalație, nu știu, de instalație electrică, nu știu dacă funcționează. Ceva este făcut legal. Ceva este făcut, dar este făcut fără hârtii, fără... Eu o să avem nevoie cu domnul Panțăr, o să vin în ISU, e clădirii publică, o să vin ISC-ul, deja ISC-ul îmi presează cu acea lucrare care e vorba de organizația de construcții, care expiră. E foarte greu să faci o prelungire. Am avut noroc din starea asta de alertă, urgență, o mai scăldăm. Dar vă spun sincer că pe ultimii 4 ani administrația publică locală a Comunii Bravoiu a domnit un haos desăvârșit.
Deci un haos desăvârșit. De unde nu mai am, nu mai am ce scoate, nu mai am ce concluziona. Da seama, patru constructori într-un interval de un an, doi, ăla arată cu degetul spre ăla, ăla spre ălalt, i-am dat lui ăla, că de fapt ăla trebuia să-l facă. Eu mă uitam la ei cum se certau și concluzia nu era pe masă. Domnul mai intermediar. În 2014 costa undeva la 12 miliarde, da. S-au opus, s-au căpunat. Ăla, Biron, cere banii de Rigola. Rigola nu era în proiect, n-aveam cum să-i o dau, n-aveam cum să-i o plătesc. De unde se o plătesc dacă nu-i tot? Cerul pe Rigola. 500, 500 de ceva genul ăsta, dar el, place, bă, dar el nu apare în proiect, n-am cum să decontez ceva ce nu apare în proiect, să fim realiști. Deci, va trebui să o luăm așa o șurilă în parte cu fiecare constructor, în schimb, focul arde la constructorul principal și cred că domnul deputat, până la urmă, va fi un tip serios și cred eu așa că va fi, deci va da dânsul tot interesul să soluționeze, pentru că la fiecare proces în parte am cerut daune. Și am cerut daune egale cu contravaloarea proiectului. Cât va admite instanța, va admite. Eu am motivat faptul că oamenii au fost privați de o sală de nunți, o sală de oficieri publici, o sală de ședințe publice, o sală care să-i deservească pentru diferite activități ale primării. Și zic eu că orice instanță de România poate nu poate dreptate să lasă că o să-i dea minim 10-12 miliarde, dar o taxă acolo care să ardă la buzunar constructorul îi va motiva să miște replicatea tehnică. De domnul baron ce de s-a făcut o rigură. Eu v-am spus, rând așa și cum, nu că rând un concurs la marcă, știam despre ce e vorba și tot în față, știu ce. Așa e când te erigezi tu în, nu știu. Dar mult s-a luat, dar nu să vă dau situație, dau cum ne apropiem de 10 miliarde. Asta spuneam, în 2014 era tot 12 miliarde. Da. O să vă dau. O să dau toate de plată exact, da. Când nu au. Când nu s-o dat tot banii, eu vă spun, dacă se vă taie 16 miliarde, spun eu, da, să plătea tot. Dar 16 miliarde, vă taie Vica vă celul banii la cămin la dumneavoastră, când mă făcuși pe mine și pe domnul Antoche de tot răsul. Da, tocmai, de asta zic. Da, vă celul banii pentru ca să facă niște drumuri în Buraloie, de aici până la Mideu Pașcu. Da, da, de aici până aici, da. Nu se vota să-ți arunca banii în buget, pentru că nu e nici nimic. Nu erau bani, dar nu aveam nimic. Dar s-au făcut, erau bani. Un haos cu care îți spus bunii. Un haos cu care îți spus bunii. Gândiți-vă cu ultimul dirigent de șantier la Căminul. Cine mai semnează situația lucrurilor? Lasă-i și cadrul la zi. Cine mai actualizează cartea tehnică, procese verbale, de calitate, de recepție, de conformitate, da? De unde mai au luat? De la cimitir? Dar dacă s-a început că mi-a luat treaba, a început treaba, era de aici și așa era o femeie, nu știu. Da. Deci ce, a făcut, ce s-a făcut pe timpul doamnei Zbârnă, ca director și a ters o contractare în SCDMC? Avem o carte tehnică, bă, să zicem, 100% actualizată. Deci, a început cesiunea între Lux-Trans, la Lux-Trans au ajuns la Biron, nu, la Lux-Trans, înapoi la DMC, de la DMC iar la Biron. Acolo a fost pe tot, toate hârtiile, tot. Și distanță mai la Dumnezeu, același lucru, în schimb, faptul că uite, ce înseamnă la motocicli. Dar la urmă urmei, toată lumea am râs de chestia aia, râdim în continuare că nu era o investiție oportună, dar dacă e ridicată în picioare, nu putem să o lăsăm în paraj. Și mi s-a înmânat cartea tehnică pentru faptul că a lucrat un singur constructor. Da, bun, rău, prost, nu contează. Mi-a dus omul la zi o carte tehnică pe care eu să pot face o expertiză. Domnule, știu că anul viitor, poate nu am nevoit-o, nu e o urgență, v-am spus ce e urgență. Dar se trece de șantieră. Mamă! Nu, nu, am fost și un dirigent de șantieră, doamna Menelescu, un dirigent șnur, care nu-și asumă în fost inspector la Inspecția de Stat în Construcție. Deci, vedeți, aici, cu care nu reușit să facă, nu pot să afirm așa, o discutăm la o... Când o să discutăm în privat, o să vă spun despre care nu a reușit să-i moaie, nu prea o mers treaba, pe care s-a muiat, pe parcurs la căldură, a fost haos. Cred că m-ați înțeles. La diversă, dar nu sunt fi de la oameni, la diversă de viață.
Și când e treaba bună, vă spun, dar și când e treaba rea. Și ultima dată când mă rețin atenție, observați că lucrăm și am intervenit pe toate drumurile pe care... Am intervenit pe toate drumurile comunale. Când înțeți-vă să care apă cu păghelița la Dobrava, o să rămână în scris în istorie, domnule. O să rămână. Chiar în stația, la noi ce mi-au. O lună știa voastră, punea voastră de Prădaiești și acum a trăit și născut în 33. Gândiți-vă că lucrarea aia nu avem apă. Chiar dacă rămâne omul, la noi am tot avem apă. Mă întrețâni, curățâm bazinul, s-o spart conducta, să știi de cine a fost spartă conducta aia. Doi băieți, trei băieți ne-ai chinuit, un colac de 100 de metri, un plouat, nu-mi nimic mie să ne ajute. Și avem apă acolo. N-am stat, vreau să vină. Autoritățile locale. Da. Am muncit atunci o lună și stăteam cu lampa de vânt noaptea, când chiria pionul, zidea partea de la deal ca să nu se surpi malul, ca să s-o pietruiți. Și am trebuit să o tai, nu? Nu, spart-o. Am luat trecut când s-o băga pudul acolo, la jumătatea aseului, s-o spart conducta. Eu am convingerea că Dumbrava, în mandatul acesta meu și al Consiliului Local actual, o să beneficieze de apă potabilă în sistem centralizat. Foarte bine. Și dacă mă duc și mă culc la Ministerul Cultură, acolo de uși, tot se va rezolva. Gândiți-vă, eu când am fost din Coghiliță și ieri vasă de Roman, era cu Coghilița, cu două gălețe, că era o soră sau numai. Ea zicea, păi, ne-am văzut ceva și acum atire de lumea. Nu, domnul, nu. Așa e tradiția, mă rog, ce să vedeți. Dacă nu e apă, ce zic, mă? E mai deja la soră sau. Bun. Ultimul lucru la care vă rețineți după aia, mi-am cuvântul. Ați văzut că ori am încercat pe cât de repede posibil să restaurăm drumurile locale după plurile care au fost, zic eu, că mare parte, într-un 90% am reușit să le aducem la o stare de, nu știu, de minimă circulație. La unii le-am pus și celor luat alții, din anumite așa, facem eforturi, să știți că o țeavă la second hand nu o cumperi pe primărie, te căciulești. Ca să vă spun de ce e vorba, da? Așa, intervenim în continuare, am ajuns la Mutucești, cât am putut să zic, o să mai revenim, încercați să le spuneți oamenii să aibă și un pic de răbdare. Comuna e extrem de întinsă, comuna e atât de mare, basculanta o tras o tras de ea, a mai și cedează. Oameni de servicii și servicii țin până la 5, 5 jumate, 6, ultima oară când i-ați văzut sau când i-ați văzut băieții, erau vineri la față, la 42 de grade. Mai trebuie să mai dau și câte un liber. Că altfel după aia nu mai intra cu atâta dorință și cu atâta muncă. Dar nu mai pot. Sunt și abia, că nu știu, nu mai pot. La deservice și servicii, salariile se învârt între 2000 și 2500 de lei. Atâta sunt salariile la compartimentul care muncești în teren și vedeți rezultatele. Care are vechi, în mână. Vorbim de salarii mână. Dar e puțin. Voucher de vacanță nu se mai dau. Ca să mi-ai stimulat pe ceva. Am găsit eu niște formurii de premiere, la risc, vedem ce spune curtea când vine, băieți, înțeles, vorbiți cu oamenii, nu pot să fiu în toate locuri în același timp. Și avem un principiu pe care intervenim. Unii situații de urgență, cum a fost Păltinata, când două ruperi din mor la rând, o rupă Păltinata cu două, a trebuit să fiu acolo. Drumuri principale, drumuri comunale, drumuri sătere, drumuri vecinale, exploatația agricolă. Am început să creionăm de astăzi și exploatația, drumurile de exploatație agricolă. Am fost, Neacostelul a fost în Pogani, Vredelul a fost dus pe Mocănească, coboară pe poduri, dar nu îmi cereți să fac repede, pentru că dacă fac repede, ora viitoare, peste o săptămână, trebuie să mă duc chiar înapoi în Pogani și tare că îmi place să lucrez de două ori în același loc. Nu-mi place, că mă rupi pe mine la ceva, la ce n-am propus să fac. Dar de intervenit, vom mai interveni în toată fiecare sat în parte. Am încercat să facem canalele lungi de legătură. Știu că e rog de dealul Enății, da. Știu, dar e un drum, pentru mine e un drum vicinal acolo. Știu, locuiesc și acolo oameni. Dar, haideți să
ne prioritizăm cheltuielile. Acum aproape duminică, știți ce e acum acolo? Știu. Și o să intervenim. Acum aproape duminică, putere, da? Peste tot aproape. No, dar la noi nu. Și o să reintervenim. Uitați, am fost în Pătinata, am muncit o săptămână. Duminica ploua. Știți unde este balata pe care l-am văzut de-alea bisericii? Dar nu sunt poartă la Petrișoara. Este în poartă la Petrișoara. Tot. Tot. Nu sunt șanțe. Și la școală. Și acolo, dacă se face o traversare de la Petrișoara, când curtea școlii, se ducă de tocmai în pârâu, de poartă. O traversare se va face, dar o traversare de tipul ăla, îmi ceriți așa, triunghiuri. Ați văzut vreo primărie să cumpere triunghiuri? Sincer. Da, eu am triunghiuri, dar îmi trebuie timp să dezvolt. Că știu unde sunt. Tot la fel, cu căciulitul. Haideți, domnul director. Lăsați-mă și ministru. Da? Țeapă, la fel. Cumpărăm de unul. Știți cât e un tub de țeapă unii mari? Este un mici de ele mari care vă lăsa acela de milioane. S-a trinut de cumpărăm. Numai eu sunt mulți. Deci au niște prețuri. Am mutat tubul de țeapă grofat, gofrat pentru canalizări și asta. Te sperii la preț. Am făcut niște cer de oferte, că am fost până în diverse locuri, că azi nu mai chem. Uitați-vă. Zonele unde, unde au fost circulați și circulă majoritatea oamenilor, am intervenit. De acum mi-e foarte ușor să intervin cumva, prin dialog tomic la voi, cum se spune, să mă duc pienata cu două butilaje și o basculante, să comasez două trei zile acolo, să termin întreabă, să coborâs din pernata asta. În sectoare minimale de drum față de ce am avut de făcut, cum au fost oameni, cum au fost capăta, capăt arată bine. Bine, ce să... Corijoare v-a dus tot drumul și o să poate așa cu fibra optică, l-a dus la... De acum intervenim punctual. Deci punctual. Mai luați în considerare următorul lucru. Știți ce am făcut două zile? Am mai făcut așa mintele la apă. Mă sunt oameni care au venit, au fumat, vrem și noi apă, mura voi. Și tot amând, de o lună, de două, de trei, că vă fac, că vă pun, stai să termini ploi, nu știu ce. Urmă, urmă, trebuie să deservim și partea asta de oameni, numai... Și am șapte băieți care fac de toate. Dar de toate fac. Dar cea mai bună idee, eu tot domnul Sătaru și trebuie să-i mulțumesc, dă afară la social și angajează mulți oameni care lucrează. Și așa este. Alte responsabilități. Domnul Primar, ce spune poporul, vreau să vă studiați. Nu că ai nicio mai mai interes vă la urmă. Și așa e, domnul, am eu. Dar omul spune, de câți de-aia mă are știu, sigur, v-am mi-o zis. De câte ori e la soară, nu e la umbră. Ea pas mai nici de acolo, de la umbră. Știu că nu mai avem știu. Din 92 dosari de ajutor social financiar. Unii foarte bine. La conducere mai avem 49. Nu mai sunt. 31. Ah. Am mai dat. Plecată să le-am dat de la... Cedează sigur, se angajează. La mine nu se spără. La mine iau, în urmă își fac treaba. Domnule, mai ai un angajat. Nici cine înțelege de bine, cine nu înțelege. Cam asta am să vă spun la diverse, de acum așteptăm opinii de poziție. Asta e ce vrea trebuie, n-am văzut de acolo, tot dacă ea se ploie și tot. Am testat din mai față de la zona. Da, au fost și la ei. S-au întâmplat cu toate situațiile, discutăm cu proiecte. La proiectul ăsta care l-am cu drumul ăsta, la Dumbrava și cu Pagenata, Temelia. Acum, cu situația asta, din punctorile astea, nu putem să mai adică ce de făcut acolo ca să... Obținim până la urmă să urgenteze, dacă... Nu știu, dacă te gândi... Haideți să vă spun un lucru care mi s-a spus de cei mai discuți de acolo. În septembrie stăm pe burtă, că s-a alegeri pe mine. Ia, dar apropo, am vrut să văd ce am uitat. Era primar, ea din Bacol, era să mai bun v-am văzut. Primarii, sunt de acord că au datorie, aici suntem răi. Fiecare primar, mă duc și eu la cine mă duc, fiecare, avem și noi o ușă de intrare acolo, care ne pune speranță. Și ei, ca reprezentanți al unității la administrativ teritoriale, sunt și ei acolo cu o speranță. Fiecare are, cum am dus eu cu alimentarea cu apă, cum sunt duci fiecare, cu un proiect de drumuri. Nu pot să-i condamn, cum ați spus sincer, dar asta e mersul țării este. Din păcate, pentru noi, la data în care ne aflăm în calendar, nu avem nicio linie de finanțare deschisă pentru OAT-uri, pe nimic. Pentru primării mă interesează altă lucru. Proiectul de gază, domnul Panțelu este martor, avem 1.947 de semnături
angajamente ferme pentru gaze. Suntem peste 60% ca și număr de gospodării. O să ne asociem cu Parava și cu Valea Seacă, cum v-am promis, că nu conservăm la ceea ce spun, ca să fim mai mulți. Știu eu ce înseamnă mai mulți. Am vorbit cu proiectantul, am rezolvat-o cu subtraversarea prin troturi. Acum e supra-traversarea. E ok, suntem la parte de avize, avizele sunt valabile 2 ani. Nu am nevoie de finanțare, deși există lege în vigoare aprobată, nu am de finanțare pentru că este un lucru de gaz. Nu există la momentul actual nicio linie de finanțare pentru drumuri asfaltate. Singura linie deschisă momentan este lucrări în emergență, doar pentru drumuri cum le-am prins, de fapt cum le-a prins fosta administrație, pe cele la care am discutat în ședința anterioară. Din CNI, da, din compania Soade. Compania Soade de investiții este supraaglomerată, este un triaj politic, iar încă nu știu ce vor finanța anul ăsta, vor mai finanța Crește, vor mai finanța Copii. Deci, la momentul de față, domnește un haos de sfârșit. PNRR-ul ați văzut că este neaprobat. Suntem pentru ultimele țări care nu are un plan național pe fonduri europene, nu contează cum se denumește, e redresare, e rezidență, vorbim de fonduri europene pe care să-și depună UAT-urile proiecte. De promis, promite. Digitalizare, parc, ecologie, verde, deocamdată, la momentul actual, dacă fac un proiect, cheltui banii și mi-e frică de următorul lucru. Eu fac proiectul și o să spună, nu ai făcut daliu conform HG-ul, nu știu care, e făcut înainte de HG-ul, nu știu care. Are rost să ne aducăm în cheltuie. Eu tot stau în stand-by. Așa, de dat se dă cu vorba. Concret, ghidul de finanțare la Zorbăciu. Uitați-vă că abia acum sunt în dezbatere ghidurile pentru tineri fermieri, pentru perioada de tranziții. Deci abia acum vorbeam, am fost la GAB săptămâna asta. Am o ambiție așa, cu mașina de pompieri, că vreau să se sune, acolo să sune, pe ce nu se sare, să tireze. La comună, mi se pare că mai vreau niște bani. La GAL? Da. Nu o să mă, am depus cerere. Pentru că era, ziceți că am un lapsus, abatorul mobil al lui Valerică. La cașul, da. Copii? E la casă. Nu e la niciun casă. Păi, vreau să depun un proiect pentru o specială de pompieri, categoria B. Și prin GAL o voi depune. Dar la momentul de față, abia asta. Deci, concretizează strategii, ghiduri, discută. Deci, anul ăsta, ne vom limita la ce putem face din bugetul local. Dăm drumul la lucrările care mai pot fi făcute. Când vreți să vă arăt costumile populare, oricând vreți să le arăt, de fapt. Le-am adus, dar ni și îmbrăcăm, dacă vreți, cu ele. Am depus cererea de rambursare a banilor. Când considerați de cuvință, chiar dacă e cald afară, avem căciulă de ce place, de blană, de el. Aveți un muzeu? Da. La Botocești. Cu alea de prezea la domnul, când nu uite acasă, la stele. Știi? Da. Da, cât bun e la cură. Da, stai. O, când o fi să mai vine în doamna comisiune pe doamna la rata, nu? Vreau să vine în comună la noi. Am obligația legală să vă științez, dacă nu ne vom mai întâlni, în perioada 20-27 august, când voi exercita și eu concediu de ordine la VRM la 2021. Am obligația să științez Consiliul Local, dacă nu ne vedem, o să științez și prefectura, să va anota procesul legal de ședință între 20-27 august. O să-mi permit și eu, dacă îmi dați voie, să plec cu familia, o să-ți la mare. Atribuțiile mele vor fi preluate de către domnul viceprimar. Și în rest, bine, eu cu telefonul stau la ureche, dacă ceva în perioada respectivă și nu ne mai vedem până atunci, ne auzim la lucru. Domnul primar, am o întrebare. Unde se pot adresa cetățenii comunicare? Domnul a fost primar, le-a luat terenurile și nu a semnat niciunul. Dacă îmi spuneți că nu a semnat niciunul... Păi n-ar niciunul, n-are nimeni contract de arendă, semnat, n-are nimeni. Deci intrăm într-o altă lapă. Dacă există un contract de arendă semnat, îl pot rezilia pe cale unilaterală, conform legii, conștiințarea în termenele, dar dacă este o preluare abuzivă, conform codului penal, vorbim de tribunal de posesie. Se pot adresa poliției în parchetul de plenul judecătoria Unești, sub aspectul infracțiunii de tribunal de posesie. Mulțumesc!
Altă scriere la cuvânt?